Grigore cred că a fost cel mai bun dintre noi și de aceea Dumnezeu l-a luat la el. Ne vom ruga pentru sufletul fratelui nostru să fie primit un loc de odihnă, chiar dacă a trecut la cele veșnice de tânăr, a avut parte de o viață spăciumată. În casa Agafei Crăciun din Xelorda, durerea sufletească puse stăpânire peste toți membrii familiei. Un singur gând îi preocupa, sufletul lui Grigore să fie ocrotit de bunul Dumnezeu nostru. Între timp, odată cu moartea lui Stalin, deportații sperau că destinele lor să intervină schimbări. Așteptau să li se permită să se întoarcă acasă. În familia Agafiei Crăciun, despre întoarcerea în Basarabia, se vorbea în fiecare seară. În același an, Maria primi și prima scrisoare, ca răspuns la numele pe care i-a trimis soțului ei, Tudor. El scria că prin Basarabia se zvonește că deportații se pot întoarce acasă, doar trebuie descris la autoritățile sovietice. Pe atunci, în familia Agafiei Crăciun, nu se mai știa de foame. Banii câștigați de copiii săi ajungeau pentru necesitățile cotidiene. Bugetul comun al familiei s-a dovedit a fi colacul de salvare. Fica Mariei, Tămărușca, și Mihăița Aminodorii mergeau din luni până sâmbătă la grădiniță. Mama Agafia îl avea în grijă doar pe nepoțelul Vladimir, fiul Mariei. Mariei nu-i ajungea salariul sau de la o grădiniță și pe mezin. Bunica Agafia era cea mai bună grădiniță pentru nepoțel. Anul 1955 a fost anul când au primit permisul să se întoarcă în Basarabia. În toamna acelui an, Tudor veni cu trenul la Xelorda să-și ia familia. Conform deciziei NKVD-ului din Xelorda, în iarna primăvara anului 56, avea dreptul să plece acasă doar Maria Hotineanu cu copiii săi. Agafia cu Minodora, Parascovia, Nifadora și Visarion primiră învoirea de întoarcere în Moldova în mai-iunie. Familia era în pregătirile revenirii acasă în Moldova dragă. Maria cu Tudor și copiii lor, Vladuș și Tămăruș, a urcat în trenul Almata Moscova, care trecu prin Xelorda în ziua de 5 martie 1956. Despărțirea de mama Agafia și de surori a fost dureroasă și emoționantă. Maria era invidiată frumos de surori că în curând va călca pe pământul străbun. Drumul spre Moldova a durat 10 zile, cu o escală de o zi la Moscova. Au schimbat trenul în trenul Moscova-Chișinău. În vagon, copiii lui Tudor începură a se obișnui cu tatăl lor, iar Tudor, pentru prima dată, fu încercat de sentimentul patern. El nu-și văzură fica 6 ani, iar pe mezinul Vladimir îl știa doar din fotografiile trimise de soție. Doar în vagon, în drum spre Moldova, Tudor a fost săgetat de un fior propriu doar unui tată, simțindu-se cu adevărat responsabil față de copii, încă neputincioși în fața vitregiilor vieții. Acasă, la Telenești, au ajuns pe la mijlocul lunii martie. Tudor și-a dus familia în casa părinților săi. Copiilor Tamara și Vladimir le-a povestit cine au fost bunicii lor Daniel și Anastasia. Le-a arătat portretele lor care atârnau pe perete. Primăvara a intrat pe neobservate în drepturile sale. Spre sfârșitul lui martie, pământul se zvântase de binele. Maria își pregătea fiica de pe acum pentru școală. În toamnă mergeau în clasa întâi. Mama își făcea griji întemeiate. Fica ei, Tamara, nu știe limba română. Cum va învăța la școală? Se întreba mereu Maria. Va face față programului școlii ruse? Nici Tudor al ei, dar nici ea nu vorbeau bine limba rusă și nici regulile gramatice rusești nu le știau. Fiul Vladimir, ca toți băieții, era sfătos și sociabil. Până la școală mai avea un an. Fiind crescut de bunica Agafia, vorbea binișor românește. Însă, nu suficient de bine pentru a învăța în clasele cu predare limba română. În același timp, Vladuț era privilegiat față de sora sa. El urma să meargă la școală peste un an. Maria Mizaca, într-un an, comunicând cu copiii din Mahala, va deprinde suficient de bine limba română. Într-o seară, Vără Mihai, care era vecin, i-a propus să meargă cu moșul Andrei la semănat porumb. Curios, Vlad s-a prins la acea idee și i-a spus mamei: Mamă, mamă, mâine moșul Andrei cu Mihai merg la semănat păpușoi. Îmi dai voie să merg cu ei? Eu îți dau voie, dar să-l întreb și pe tata. Seara, Maria îi spuse soțului: Tudore, uite că băiatul ăsta al nostru i s-au prins călcâile când a auzit că cumnatul Andrei și Mihai al lui se duc la semănat păpușoi. Tu ce zici? Ce să zic? Lasă să meargă, să vadă cum se muncește la țară, cum se seamănă, cum se boronește. Vezi, fiule, și tata este de aceeași părere. Mâine dimineață te scol când se crapă de zi, ca la lucrările de câmp se merge de zi de dimineață. Tudore, dar unde are pământ cumnatul Andrei? În Molnic, unde avem și noi. Păi, până acolo e cam departe. Nu va obosi băiatul? Marie, nu-i mare scofală. Va mai merge și pe jos?
iar unde va fi drumul la deal, Andrei o să o urce în căruță. Drumul îl vor face ba pe jos, ba în căruță, că cumnatul Andrei se duce cu calul și cu căruța. La început are să buronească, apoi va semăna, se gătește și ceva de mâncare, să-i dau apă. Vezi, Tudore, de mică pornim pe văduț la munci. Mă bucur că se trage la lucrările câmpului, că muncind pământul, neamul nostru s-a hrănit. A doua zi, de dimineață, Vlad s-a sculat odată cu răsăritul soarelui. Mamă, mă duc la vărul Mihai să nu plece fără mine. Nu te grăbi peste măsură, că Mihăița de-a ieșit din casă. Acum l-am zărit. Mai întâi spală-te, apoi mănâncă. Ia turbița asta cu pâine, ouă și brânză. Zvârpâi de bine la deal. Vladimir era stăpânit de emoțiile primei zile de muncă la deal. Urma să vadă cum se seamănă greul. A auzit el de la bunica Agafia aceste cuvinte, dar nu-și prea închipuia ce-o fi însemănând și aceasta. Trecu în grabă părlazul, ajungând în curte, îl văzut pe moș Andrei care tocmai înhama calul la căruță. Se opri în loc și privi curios. Măi, flăcăule, de ce te uiți așa curios? N-ai mai văzut cum se înhamă calul? Nu, moș Andrei, dar vorul Mihai unde-i? Eu sunt gata să merg la semănat. Aceste cuvinte Vladimir le rosti cu multă mândrie, de parcă era gata să zboare cu avionul. Chiar dacă era mic, își dădea seama că aratul și semănatul sunt lucruri doar pentru bărbați.